Salut, prieteni! Mâine este ziua de Paști și mulți dintre dumneavoastră veți servi salate de roșii și castraveți. Eu vreau să vă arăt la ce etapă se află tomatele și castraveții noștri ecologici. Aceasta este o plantă de tomate. Le-am semănat pe 14 februarie, chiar de ziua Sfântului Valentin. Și acum plantele sunt gata pentru a fi plantate în solarii. Noi, Marea Britanie, nu le creștem afară pentru că clima nu ne permite. Aceasta este o plantă de castraveți. Vedeți că încă e foarte micuță și va fi gata peste 2 săptămâni de a fi plantată în solarii. Bostăneii sunt deja gata pentru a fi plantați. Îi vom planta afară, dar îi vom acoperi cu niște pelicule de plasă ca să nu îi pierdem din cauza înghețurilor. Și aceștia sunt ardeii. Iarăși, în 2 săptămâni vor fi gata pentru a fi plantați în solare. Deci, după cum vedeți, roșiile, castraveții și ardeii sunt încă departe de a fi consumați. Cred că o să mă întrebați ce consumăm noi acum, ce legume. Avem, bineînțeles, salate de mai multe feluri, avem ridiche, avem spanac, avem rucola și avem mai multe feluri de frunze verzi. După cum vedeți, nu ducem lipsa de legume, atât cât încercăm să mergem și noi un pic în rând cu natura și să le consumăm atunci când ne le oferă ea. Eu vă doresc o poftă mare și un Paște luminos. Pa, pa!